Deputații Partidului Șordeni, Sulanov și Petru Jardan rămân în libertate. Magistrații Curții de Apel au respins recursurile procurorilor anticorupție care au contestat încheierea instanței de la Ciocana. Acuzatorii de stat au cerut deplasarea celor doi deputați care au statut de învinuit în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, atât în 25 martie cât și în 5 aprilie, solicitarea procurorilor a fost respinsă. Parlamentul le-a ridicat imunitatea lui Petru Jardan și Denis Ulanov în data de 22 martie la cererea procurorului general Alexander Stoianoglu. Ulterior, cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore, iar 3 zile mai târziu, magistrații de la Ciocan au decis ca aceștia să fie eliberați sub control judiciar. Denis Ulanov este învinuit de escrocherie și spălare de bani în dosarul privind frauda bancară, iar Petru Jardan este învinuit de abuz de serviciu în cazul concesionării aeroportului internațional Chișinău. Jardan și Ulanov pledează nevinovați, iar Partidul Șor a declarat că aceste dosare sunt politice.